Psalmul 91 este psalmul din Biblie care oferă cea mai mare protecție din partea lui Dumnezeu. El promite asigurarea că El ne păzește, că ne protejează, că ne ocrotește. Este probabil psalmul cel mai citat atunci când au fost necazuri, calamități, epidemii, ciume sau boli. Probabil a fost psalmul cel mai citat în 1350, în jurul anilor 1350, când a fost lovită omenirea de moartea neagră. Ciuma bubonică atunci a omorât o treime din populația Europei sau chiar mai mult. Probabil au fost versete din acest psalm citite și în 1918, anul în care a fost gripa spaniolă, când au murit între 50 și 100 de milioane de oameni. E adevărat, sunt și alte pasaje în Sfânta Scriptură care vorbesc despre o o și protecție din partea lui Dumnezeu, dar acest psalm parcă le însumează, parcă acest psalm le adună pe toate. Sunt câteva domenii în care Dumnezeu dorește și ne promite în acest psalm protecție din partea Sa. În viața noastră sunt cam trei lucruri de unde ar putea să vină pericolele, problemele. Psalmistul le ia, le ia pe rând și spune așa, Dumnezeu te scapă de lațul vânătorului, te scapă de cei răi. Căci de multe ori în viață, oamenii sau cei care, care au uh, gând rău cu tine sau sunt, sunt oameni care vor să-ți facă răul pot să-ți întindă cursă. Și Psalmul spune, lațul vânătorului, săgeata lui care este trasă în timpul zilei, nu te va atinge. În al doilea rând, vorbește Psalmul acesta de problemele care pot să apară cu boala. Într-adevăr, al doilea domeniu este sănătatea ce ne poate fi pusă în pericol. Și psalmistul spune, nu trebuie să te temi de groază, nici de ciumă care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în Amiaza Mare. Psalmistul spune, o mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta și de tine nu se va apropia. Psalmistul deja vorbește aici de o epidemie care poate să lovească o cetate sau într-un imperiu sau chiar o pandemie. Zece mii să cadă la dreapta ta și tu nu vei fi statistici la decedați. Psalmistul continuă și spune așa, nu doar cei răi pot să fie un pericol pentru tine, nu doar o boală, un virus, o epidemie, ci pot să fie accidentele. Și psalmistul spune: El te va păzi de orice nenorocire și nu va lăsa nici piciorul să se lovească de vreo piatră. Este extraordinară această făgăduință, însă vreau să vă spun că acest psalm, care e o asigurare de viață, este și singurul psalm din care a citat Diavolul. E foarte interesant. Din niciun alt pasaj al Sfintelor Scripturi nu a citat satana decât din acest psalm. Sfânta Scriptură spune că într-o zi a venit la Domnul Isus Hristos și uh, diavolul, când l-a dus pe streașina templului, când l-a așezat pe templu, a spus uh, diavolul, aruncă-te uh, jos, căci este scris, el va porunci îngerilor să, să te păzească. Iisus Hristos a auzit această provocare, a auzit citat acest verset, a citat din versetul 11, diavolul. E adevărat, n-a citat tot și l-a scos din contextul psalmului, însă Mântuitorul a spus atât diavolului când a citat din acest psalm. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Să nu ispitești pe Dumnezeu cu aceste cuvinte. Să nu ispitești pe Dumnezeu cu aceste cuvinte, cu versuri din acest psalm. Vedeți, Diavolul a încercat pe Domnul Iisus Hristos să-L ispitească data aceasta cu încumetarea. Încumetarea sau situația de a-L ispiti pe Dumnezeu este aceea de a ne așeza sau de a ne pune pe noi cu propriile noastre alegeri într-o situație, într-o încumetare, pe care să-L forțeze pe Dumnezeu apoi să facă o minune să ne scoată de acolo. Probabil, în zilele acestea, am auzit foarte multe mesaje de încurajare, atât pe rețelele de socializare, cât și prin în alte, în alte forme, în care suntem îndemnați să avem curaj, să avem speranță, va fi bine să avem credință, încurajare în ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, când o jumătate de planetă este afectată, izolată și în multe părți în carantină. Și avem mesaje de speranță. Însă vreau să vă spun în ocazia aceasta că ar trebui să luăm aminte și la avertizarea încumetării. Psalmul 91 este o asigurare extraordinară. Însă Mântuitorul spune, ai grijă să nu folosești aceste pasaje ca o încumetare. Nu-i ciudat că tocmai de aici diavolul a citat? Nu-i ciudat că tocmai din psalmul care îți oferă încredere și te îndeamnă la siguranță să se citeze tocmai spre a te duce la încumetare? În zilele acestea putem să ne încumetăm și noi și aș dori să vă spun că sunt câteva domenii în care ne putem încumeta. Primul din ele este chiar domeniul sănătății. S-au tras multe semnale de alarmă, s-a uh, făcut multe campanii de avertizare. Să nu ne punem și să nu ne așezăm încumetându-ne pe un teren în care Dumnezeu să facă o minune. Avem legile sănătății. Avem, cum spunem noi, în Biserica Adventistă, o reformă a sănătății. Trebuie să ascultăm de aceste sfaturi. Trebuie să ascultăm chiar de sfaturile care uneori chiar și mass media le publica la televizor și le afișa. Trăiește sănătos, consumă multe fructe și zarzavaturi, multe legume, consumă apă, odihnește-te. Toate aceste sfaturi nu ne-ar face decât o imunitate mai bună. Și știm că, în zilele acestea, imunitatea este aproape totul. Imunitatea și felul în care te ferești este cheia în lipsa unui vaccin sau unui medicament. Și atunci, psalmul acesta ne promite multă protecție, însă trebuie să ne facem partea noastră. Avem nevoie să trăim după legile sănătății și după ce ne facem această parte, putem pretinde și putem cere, Doamne, te rugăm să ne păzești mai departe. Însă nu poți să arunci la o parte toate acestea și să spui, Dumnezeu mă va păzi. Domeniul sănătății este un domeniu în care uh, noi avem partea noastră de făcut. Iar când nu-ți faci partea a cere lui Dumnezeu intervenție, poate să fie încumetare. Oare ți-aș opti cel rău? Când ai putea să iei o decizie să spui nu mă interesează cum sunt, nu mă interesează cum trebuie, pe mine nu o să mă prind așa ceva, nu există așa ceva cu mine, nu se întâmplă, s-ar putea să fie șapta celui rău, chiar bazat pe un salm. Al doilea lucru care ne poate ispiti cel rău și ne poate duce la amcumentare este chiar și aspectul financiar. E adevărat, acum vorbim de o criză sanitară. Însă cele mai multe voci spun că s-ar putea să urmeze o criză economică de proporții, care va depăși pe cea din 2008 și poate chiar și pe cea din 1930. Nu știm cum vor merge lucrurile, nu știm care va fi, până la urmă, intervenția și cât de eficientă va fi intervenția statului și a organizațiilor internaționale pe linie financiară. Cert este că dacă nu se va interveni masiv. Ceea ce urmează va fi mai grav decât ceea ce este acum în sine, criza sanitară. De aceea, în aceste clipe, trebuie să avem mare grijă de felul în care gestionăm ceea ce avem, de felul în care gestionăm finanțele, de felul în care gestionăm banii pe care avem. Cred că este momentul în care fiecare se gândească cum să cheltuie, momentul în care fiecare se gândească strict ce putem să facem, momentul în care mai putem să punem ce mai putem să punem deoparte, fiindcă ceea ce urmează E adevărat, Dumnezeu ne promite pâinea și apa nu ne va lipsi. Însă, nu poți să spitești pe Dumnezeu. Tu trebuie să-ți faci partea. Trebuie să spui partea care o ai deoparte pentru Dumnezeu atunci când ai un venit, iar cum spunem noi celelalte nouă părți, binecuvânteazele. Ori când spunem ce ne mai rămâne să binecuvântezi atunci Dumnezeu trebuie să ne dea înțelepciune cum să folosim. Trebuie să ne dea înțelepciune ce mai cheltuim anul acesta, felul în care vom merge anul acesta. Fiindcă nu poți să ajungi în situația în care din nebăgare de seamă ai spus mergem înainte, iar apoi Dumnezeu să fie cerut și invocat, Doamne, Tu ai promis pâinea și apa. În al treilea rând, putem fi ispitiți în domeniul mântuirii. Trăim timpuri de sfârșit, trăim timpuri profetice, Trăim timpul înaintea revenirii Domnului Isus Hristos și știm că timpul dinaintea revenirii Domnului Isus Hristos este un timp de criză, din multe puncte de vedere. În acest timp trebuie să ne cercetăm viața noastră. Nu putem să pretindem lui Dumnezeu că va interveni, că ne va mântui, oricum ar fi viața noastră. Este un moment în care noi trebuie să ne pregătim. Pot fi multe pasaje în Biblie de speranță, pot fi multe pasaje în Biblie și de protecție și că Dumnezeu ne va duce sus și psalmul se încheie, îți voi da mântuirea mea, îți voi arăta mântuirea mea, psalmul acesta 91. Însă, toate acestea, ca să nu fie o comentare, trebuie să fie însoțită de o pregătire. Altfel, s-ar putea să-L ispitești pe Dumnezeu cerând mântuirea când condițiile nu sunt împlinite. Acestea au fost câteva domenii în care îl putem ispiti pe Dumnezeu. Câteva domenii în care cel rău poate să folosească uneori chiar versete din Sfânta Scriptură, să ne așeze într-o poziție periculoasă, noi să alegem asta, și apoi să cerem prin rugăciune, să cerem și să invocăm intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu. Dar lucrul acesta, Domnul Isus Hristos l-a clarificat. Nu fă așa ceva. Nu-L ispiti pe Domnul Dumnezeul tău. Nu fă lucrurile acestea. Domnul Iisus Hristos a rezistat aceste ispite și nu s-a pus niciodată într-o poziție. Întotdeauna și-a făcut partea. Că vorbim de parte, psalmul spune în final de ce vine protecția. Psalmul spune în final când vine protecția. Psalmul spune în final trei lucruri care să ne ferească de încumetare. Psalmul spune așa... Dumnezeu te protejează, așa cum spun aceste versete. Dumnezeu își va face partea lui din această asigurare dacă faci trei lucruri. Primul din ele este versetul nouă. Pentru că zici, Domnul este locul meu și faci din cel preanalt turnul meu de scăpare. Primul lucru care intervine Dumnezeu, pentru că zici, de aceea nici o nu te va ajunge și faci. Acest lucru este extraordinar în acest psalm. Este o legătură foarte frumoasă între ceea ce zici și faci. Întotdeauna Dumnezeu va binecuvânta și va, își va arăta bucuria peste cel ce zice și face. O problemă care o avem este tocmai această ruptură între ceea ce zicem și ceea ce facem. Avem nevoie să unim cuvintele noastre cu fapte. Avem nevoie să materializăm credința noastră declarată în Dumnezeu cu ceea ce trebuie să împlinim și să facem. Fiți și împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători sau doar oameni care pot să facă anumite declarații. Pentru că zici și faci, nici o nenorocire nu te va atinge. Sfânta Scriptură mereu vorbește despre acest aspect. În Ioan, capitolul 15, Mântuitorul spune că în oricine rămâne cuvântul meu și aduce rod, orice va cere numele meu, voi face. Apostolul Pavel, Sfântul Apostol Pavel, de, spunea Efesenilor că atunci ești sub binecuvântarea lui Dumnezeu când faci lucrurile care trebuie să le faci. De exemplu, în Efeseni, el spune într-un mod foarte clar ce înseamnă să, să zici și să și faci. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul. Cine fura să nu mai fure. Niciun cuvânt stricat să nu vă mai iasă din gură. Și doar unul bun spre zidire. Să nu întristați pe Duhul Sfânt. Sau orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice clevetire, orice strigare, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși, iertați-vă cum va a și Dumnezeu pe voi în Hristos. Curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia și lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Sfânta Scriptură vorbește mult de acest aspect al celor care spun anumite lucruri și și doresc să nu împlinească. Este ca o casă zidită pe stâncă atunci când unești credința cu fapta, atunci când unești vorba cu această împlinire a ei. Iar Sfânta Scriptură în Psalmul 91 spune, pentru că faci lucrul acesta, eu voi avea, te voi avea în vedere, te voi avea în minte, voi fi, vei fi sub protecția mea. Psalmul 91 continuă și spune, fiindcă mă iubește, zice Domnul, îl voi ocroti. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, îl voi ocroti. Cum să-L iubești pe Dumnezeu? Tocmai versetul 14 continuă și spune: Căci cunoaște numele meu. Iată un lucru atât de simplu de a-L iubi pe Dumnezeu. Să începi să-L cunoști. Să începi să iei Sfânta Scriptură. Să începi să iei această carte și să-L cunoști. Să-i vezi părțile bune, să-i vezi părțile care ce, cineva ți le-a prezentat rău. Dumnezeu este persoana care ori de câte ori îl descoperi, ori de câte ori îl cunoști, cu cât cunoști mai mult din el, nu vei avea surprize neplăcute, ci doar surprize plăcute. Și surprizele plăcute te atrage, surprizele plăcute te atrag cu funile acestea ale dragostei și începi să-l iubești pe Dumnezeu. În momentul în care Îl cunoști, Îl vei iubi. Și în momentul în care vei îl iubi, spune Sfânta Scriptură, atunci eu îl voi ocroti căci mă iubește și cunoaște numele meu. Iată două condiții atât de simple. Să împlinim ceea ce știm. Lucruri simple, mărunte. Doi, să-L iubim pe Dumnezeu cunoscându-L în fiecare zi. Astăzi este un timp atât de prețios să luăm această carte și să începem să-L studiem, să începem să-L cunoaștem pe Mântuitorul. Nu este nimic mai potrivit decât să iei Sfintele Evanghelii. Începe cu Evanghelia după Luca sau Evanghelia după Ioan. Îl prezintă pe Mântuitorul și pe Dumnezeu în niște aspecte atât de frumoase că te vor atrage. Vei avea surprizele plăcute ale acestui Dumnezeu care ne iubește și care va trezi în noi dragoste pentru El. Și al treilea motiv, când mă va chema, îi voi răspunde. Observați trei motive pentru care Dumnezeu își va împlini această asigurare, trei condiții când trebuie să semnezi, să fii împlinitor ai Cuvântului, doi, să-l cunoști și să-l iubești sau-l iubești prin cunoaștere, și trei, de-abia în al treilea rând când mă va chema, îi voi răspunde. De-abia în al treilea rând Dumnezeu spune, A, acum ai momentul și de rugăciune, altfel degeaba ne rugăm. Dacă noi ne doar rugăm și doar spunem Doamne, acum uite ce necaz este Doamne, acum toți să ne rugăm Doamne, acum să intervină Dar nu împlinim primele două condiții Nu se întâmplă nimic Rugăciunile nu au cum să se înalțe Rugăciunile nu au cum să meargă mai sus De ce nici o dronă care o înalță Cei care au hobby la așa ceva Nici măcar mai sus de acea dronă nu se înalță rugăciunile noastre Fiindcă Biblia spune Sunt trei condiții Aceea de a trăi Cuvântul lui Dumnezeu De a-L iubi și apoi când vine necazul, Doamne, știu cine ești, știu că ești un Dumnezeu minunat, ți-am slujit, știu că sunt, ești, ești, în, cu aripile peste mine, te rog, împlinește cuvântul tău. De-abia acum vine rugăciunea, Doamne, te rog, împlinește-ți cuvântul. Altfel, degeaba ne rugăm, altfel degeaba implorăm, altfel degeaba strigăm și spunem, Doamne, foată să treacă urgia aceasta. Urgia aceasta trece atunci când vii pe genunchi, în primul rând cerându-ți iertare. În primul rând cerându-ți iertare, identificând de fapt adevăratul virus care este în lumea aceasta, identificând de fapt cel mai periculos virus care este în lumea aceasta. Și nu este SARS-CoV-2, nu este sars coronavirus 2 ci adevăratul virus care trebuie să-l scăpăm și care trebuie să îl eliminăm, este păcatul. Și în momentul în care tu elimine acest păcat prin trăirea vieții. În momentul în care elimine acest păcat prin a-L iubi pe Dumnezeu, în momentul acela, orice vine, va fi îndepărtat. Dumnezeu te va scoate din necaz. El ne invită la această condiție de bază. Haideți mai întâi să ne luptăm împotriva acestui virus al păcatului. Haideți mai întâi să scoatem acest virus din, din viața noastră, care a intrat tot printr-un om, în lumea aceasta, care a intrat tot prin pacientul zero, Adam și Eva. Dar Isus Hristos a reușit în trei zile, în vinerea mare, sâmbăta și duminica învierii, să-L scoată din viața noastră și spune, eu sunt învierea și viața, eu pot să scot păcatul acesta din viața voastră. Iar în momentul în care păcatul acesta este, începe să fie eliminat, și să nu mai fi contaminat și să contaminezi pe alții. Și să trăiești o viață sfântă, o viață curată înaintea lui Dumnezeu. El va interveni. nicio o nenorocire nu te va atinge? O mie să cadă alături de tine și zece mii în dreapta ta? Și oricine îți face rău, eu voi fi acolo și voi lucra toate lucrurile spre binele tău. Dumnezeu să împlinească acest psalm 91 în viața fiecăruia. E partea lui în contract, iar noi să semnăm astăzi, să bifăm la căsuța aceea din contract. Da, Doamne, voi împlini voia Ta. A doua căsuță. Da, Doamne, voi, te voi cunoaște și vreau să te cunosc și să te iubesc. Și a treia căsuță. Voi pune un timp special pentru rugăciune. Împlinește-ți această condiție, fiindcă asigurarea vrei să o faci. E o asigurare pentru viața noastră încheiată și plătită scump prin sângele Domnului Isus Hristos.